Cine și ce e mai important e că lăsăm urme peste tine. Am spus asta, da? Okay. Asta e cel mai important. Când tu vei fi mare și ești cu o fată la plimbare, treci pe lângă statuia asta și zici, vezi, dunga aia am făcut-o eu. Vedeți câtă muncă? Dintr-un bloc de piatră, vedeți câtă muncă dintr-un bloc de piatră? Da. Va fi pe socul. La baza socului va fi geneza, cea de acolo. Este un personaj ghemuit care se naște acum și creează la rândul lui un univers. Iar în spatele socului vom avea reprezentarea iubirii, care este un personaj feminin înaripat și care aspiră către înalt. Ideea a venit odată cu, nu cu centenarul, ci cu 2000 de ani de la moartea poetului latin și cu alți pași realizați în cursul anului trecut, anume înfrățirea cu orașul unde s-a născut poetul, orașul Sulmona din Italia. De aceea noi am considerat că la 2000 de ani de la moartea poetului latin și în an centenar ar trebui să ne arătăm identitatea locală, pentru că avem insula lui Ovidiu, lacul lui Ovidiu, castrul roman de pe malul lacului, ne numim Ovidiu și suntem singurii din lume ce purtăm acest nume, ori era nevoie de un proiect de acest gen. Este vorba despre un ansamblu statuar din 3 piese, realizate de un sculptor tânăr, se numește Vladlen Babcinețchi. Vor fi 3 piese, Ovidiu în partea superioară, la baza lui geneza și în spate alegoria iubirii. Durează mult până scoateți dintr-un bolovan o sculptură, cum spunea Michelangelo? Da, durează ceva, durează mult până găsim piatra, în primul rând. Da, pentru că nu toate carierele au disponibilitate pentru masive la dimensiuni atât de mari și chiar și în cariera de la Viște am întâmpinat ceva probleme, dificultăți până am găsit pietrele. Orașul nostru, înainte de a se numi Ovidiu, s-a numit Canara și Canara înseamnă carieră de piatră. Ori dacă de aici au fost construite cetăți și s-a creat piatra și ăsta e numele nostru, fără niciun dubiu, trebuia să fie o construcție din piatra. Trebuie să fie gata? Noi sperăm să facem inaugurarea la sfârșitul lunii noiembrie, anul acesta. Lucru cu copiii. Cu piatra înțeleg că e greu. Este ceva extraordinar. Au o energie foarte bună și mă încarcă pozitiv pentru munca ce urmează. Au deprins repede mișcarea Daltei și a ciocanului? Da, sunt foarte entuziasmați și cred că le place. Mulți dintre ei sunt viitori artiști. Un lucru pe care l-am despus este că este o plăcere foarte mare să fiu aici și să lasă o urmă la acest astoi. Impresionează blocurile astea mari de piatră? Da. Ai mai văzut până acum? Dar pe încoace nu fugi, că nu te mănâncă nimeni. Nu prea, nu. Ai mai văzut o statuie în facerea ei? Nu, e prima dată. Ți-ar plăcea să ai o daltă și un ciocanel de sculptor? Este plăcere că am venit aici pentru că mereu mi-am dorit să văd o statuie de piatră. Serios? Da. Care te impresionează mai mult și mai mult? Cea și mângâlit. A, aia de Ipsos. Da. Căreia îi lipsește o aripă. Da. Înțeles. Ți-ar plăcea să ai un ciocanel și o daltă de sculptor? Da. Îmi place foarte mult. Serios? Îți place vreuna de aici? Da, îmi plac toate. Serios? Da. Astea mari sunt neterminate. Da.
Da, da, și astea sunt frumoase, chiar dacă nu sunt terminate. Înțeles. Și chiar mi-am dorit să văd o statuie. Înțeles. Ți-ar plăcea să ai un ciocanel și o altă să sculptezi? Normal. Mai mult îmi place statuia cea de acolo, aia ghemuită, chiar e frumoasă. Și astea sunt frumoase, dar nu sunt terminate. Ți-ar plăcea să te joci așa cu dealta și cu ciocanul pe un bloc de piele? Logic. Da? Pe copii să admire sau poate să-și învețe? Să lăsăm urme peste timp. Asta sperăm noi. Să învețe ceva și să știe că o creație se obține numai prin efort susținut și murdar de multe ori. Deci ceva frumos nu poate să iasă decât prin muncă. Multă muncă. Sudoare. Sunt de școală generală. Clasa a treia. Suntem micuți, de aceea eu am încercat să le explic mai pământean, așa, că nu înțeleg despre geneză și alte lucruri frumoase pe care le-a spus domnul sculptor, dar ei vor înțelege. Noi am vorbit despre poet și de aceea le-am spus că doar o aripioară, că n-a mai putut să se mai întoarcă la soția lui.